Au trecut 32 de ani de când Steaua n-a mai câștigat titlul național la volei. A venit momentul acum? Sperăm să fie momentul nostru, după așa pauză mare, sigur. Ne dorim și sperăm să, să concretizăm forma bună din tot campionatul, din tur și retur și bineînțeles și din faza play-off-ului. Dumneavoastră aveți un titlu în Palmares. Cum e să fii campion cu steaua? E un sentiment deosebit. E încununarea muncii de mulți ani de zile și, sigur, și de multe sacrificii. Pentru că nu e ușor să faci sport de performanță, trebuie să renunți la multe, la multe tentații și sigur, faptul că reușești să câștigi un titlu e ceva deosebit. Cum apreciați evoluția stelei în acest sezon până în acest punct? A fost o evoluție foarte bună și... Vreau să felicit în, în acest moment atât antrenorul, cât și toți jucătorii, chiar și cei mai vechi, chiar și cei care au venit la începutul campionatului, care s-au integrat foarte bine în echipă și care au răspuns perfect cerințelor antrenorului Bogdan Cotnic. Care au fost atururile care au dus steaua până în finală? A fost o pregătire foarte bună, susținută și în fiecare zi, cu mare ardoare s-au pregătit toți băieții și o atmosferă foarte, foarte bună între, între, ei. Sunt și lucruri de îmbunătățit pentru finala cu Arcada Galați? Totdeauna e loc de mai bine, sigur că da. Sperăm să nu mai avem aceleași fluctuații în cursul unui set sau în cursul unui meci, dar sigur, de la zi la zi și în funcție de forma din ziua respectivă, totul se poate rezolva. Pani au promis că vor umple sala la meciurile de acasă. Pot fi un factor important în această finală? Sigur că da. Am mai avut parte de susținerea uh, suporterilor la niște meciuri, chiar cu arcada aici, și contează foarte mult. E să zic al optulea jucător, pentru că avem șase cu liberou șapte și te împing de la spate și îți dau altă tragere de inimă, să zic așa. Ce mesaj le transmiteți jucătorilor și oamenilor din staff înaintea primelor două jocuri din finală? Să fie cu picioarele pe pământ, să realizeze importanța momentului în care am ajuns și în care au ajuns și să îi îmbrățișez cu mare drag după ultimul meci.